Scenă de groază în orașul Ștefănești. Un bărbat în vârstă de 34 de ani și-a înjunghiat soția, a incendiat-o și apoi a fugit împreună cu fiul lor de numai 3 ani. Victima a fost transportată de rude la Spitalul Județean de Urgență din Pitești. Așa se spune. Și era cu ea și a plecat. Da, el a plecat. Deci nu plecat. Cine a mai găsit? În vorba ei și cu mama lui ei. Care mama ei este aici la... Mai era conștientă când a găsit-o? Nu, nu știm. Am luat-o de urgență, am fost într-o mașină și am plecat aici cu ea. De ce i-a făcut așa ceva? Și noi ne punem aceeași întrebare. De ce? Am crezut că s-au certat. Nu știu nimic, absolut nimic. Medicii nu au putut face altceva decât să constate decesul femeii în vârstă de 28 de ani. S-a fost decedată. Decesul a survenit probabil prin înjunghiere și incendiere anterior. Prezenta multiple plaje judiate și lateral cervical și cervical anterior și precordial și torace posterior. Și suprafața corporală, apropo de absurd, este undeva la 50%. Din păcate nu s-a putut face nimic, s-a constatat de ce. Ați mai văzut așa ceva de cineva? Da. Forțe impresionante ale oamenilor legii au asigurat perimetrul, atât la Ștefănești, cât și la Spitalul Județean, acolo unde au sosit și rudele victimei. Pune-i fata mea, Doamne! Pune-i fata mea! La scurt timp a fost prins și Doru Stoianov, autorul crimei. Acesta a fost dus la sediul IPJ Argeș pentru audieri. Oamenii legii urmează să stabilească detaliile acestei tragedii.